Innanzi al NIT Venezuela cu temperatură foarte ridicată, umiditate practic absolută, condiții foarte și foarte grele, chiar acum am trecut antrenamentul, este foarte greu, dar oricum adversarul e foarte, foarte puternic, se află practic într-o formă foarte bună și practic toți jucătorii cei mai buni au fost convocați. Sigur că ne va fi greu, fiindcă, încă o dată repet, drum lung am făcut, condiții grele, dar oricum noi avem șansa noastră și ne vom stări ca să ne jucăm până la urmă șansa noastră. Deci va fi foarte și foarte greu. Deci se așteaptă un meci foarte, să zicem așa, acest meci a trezit un interes foarte mare la spectatorul autohton. Se zice că stadionul care numără undeva în jur de 40.000 de locuri să fie mâine seara arhiplin. Deci, într-adevăr, un stadion foarte impunător, foarte frumos și sper, într-adevăr, să fie o atmosferă bună și, de ce nu, să scoatem și un rezultat meritoriu, deși, vă spun cinstit, va fi foarte și foarte bun.